sunt îndrăznețe, sunt vibrante, nu are mâner. Este geanta semilună. Salutare, prieteni, și bun venit în noul an 2024 cu o nouă ediție Unic Life Hacks. De data aceasta ne-am propus să vă aducem cele mai trăsnite idei și sfaturi utile pentru voi, pentru fiecare cei care ne urmăriți. Și așa cum nicio ținută și niciun outfit nu arată bine fără, evident, un accesoriu potrivit, astăzi vorbim despre anume aceste accesorii, despre genți, pentru că cunoscătorii de modă și cei care pricep în acest domeniu își dau bine seama că o geantă calitativă schimbă complet outlook-ul vostru. Avem mare noroc de stiliștii Vogue, cei care au dat verdictul pentru 2024, și anume, avem 4 variații cromatice importante de care trebuie să ținem cont în acest an. Este vorba despre argintiu, roșu, denim și, desigur, printul leopard. Așa că haideți să-i dăm bătaie în acest an, să vă zicem ce culori, cum le combinăm, dar și ce modele de genți purtăm în 2024. Așadar, prinde trendul în acest an și poartă una din gențile despre care vorbim astăzi. Geanta tote. Acest tip de geantă este una tare practică în 2024. Este în așa format, dar cumva trecem la partea mai minimalistă totuși. Fiind foarte chic și practică, poți purta cu stil toate lucrurile personale în această geantă minimalistă. Sau, dacă vrei să iei toată casa cu tine, atunci optează pentru una mai mare. Așadar, vă sfătuiesc că pentru a fi în ton cu tendințele anului 2024, purtați aceste genți cu unghiuri drepte, dar atemporale, așa cum sunt cele de la Vera Pele. Ar fi practic imposibil să startăm venirea anului 2024 fără o astfel de geantă, semilună, care însă și de la denumirea ei vă prezintă și forma de semilună. Este curbată, este versatilă și este în top tendințe 2024. Anume, acest design este sedus de casele de modă Dior, Prada sau Louis Vuitton și de fapt este purtat și de celebrități, atât ca stil casual, cât și pe covorul roșu. Cel de-al treilea model în tendința în anul 2024 este geanta patch. Concepută inițial pentru un stil de viață cât mai activ și în mișcare, geanta patch este foarte ușor de apucat cu mâna și destul de spațioasă pe interior, astfel încât să vă purtați toate lucrurile în ea, fără a pierde nici măcar un centimetru de stil. Poate nu vă este prea cunoscută și comună această geantă patch, dar să știți că este în tendințe și mai ales cu un stil destul de maximalist. Este destul de adorată de casele de modă de la Bottega Veneta și de la Gucci. În continuare vorbim despre o altă formă de geantă care a spart tendințele 2024. Este vorba despre geanta bucket. Apărută încă din anii 1980, geanta bucket a crescut ca un accesoriu până în prezent unul must-have. O puteți recunoaște prin forma ei cilindrică sau șnur și de fapt este una foarte încăpătoare și se potrivește oricărui stil pe care îl abordați voi. Tot ceea ce v-am sfătuit până acum, de fapt, se referă la formele genților. Iar înainte ca să trecem la culorile specifice pentru 2024, haideți să vă mai zic încă o chestie. De fapt, puteți să alegeți gențile după propriul plac, după propriul gust și, evident, buzunar. Iar aici, la centrul comercial Unic, găsiți o gamă diversă și, desigur, pentru fiecare portmoneu. Iar acum să trecem la partea preferată și mult așteptată de către toate fashionistele. Este vorba despre culorile care vor fi în vogă și în tendința anului 2024. Și, evident, începem cu cea mai îndrăzneață culoare anului 2024, care este roșu. Evident, roșu s-a început mai întâi de la pantofi și de la rochie, iar apoi culoarea aceasta preia și accesoriile, în special gențile, pline de culoare și de emoții pozitive. Așa că purtați-le cu mult curaj în 2024, pentru că veți întoarce toate privirile cu siguranță. În continuare vorbim despre următoarea culoare, care este argintie.
Să știți că această culoare de fapt este una îndrăzneață și mult se tem să o abordeze în ținutele casual sau cele de zi cu zi. De fapt, gențile a spart tiparele și de această dată în 2024 și începe tot mai mult să-și facă simțită prezența între accesoriile de zi cu zi. Magia pe care o posedă gențile argintii este anume acel luciu metalic care captează lumina și le dă ținutei voastre acel chic de care este nevoie. Continuăm topul acestor culori ale gențelor în 2024 cu albastru denim. Ce este cel mai interesant la acest tip de geantă este că, atenție, nu-l asociem deloc cu un look total denim, pentru că anume geanta din denim va fi și punctul central al întregii voastre ținute. Sfârșim acest top minunat al gențelor în 2024, evident, cu printul de leopard, cel mai versatil, cel mai controversat și cel mai minunat. Apărut încă din 1990, acest print, să știți că simbolizează atracția, seducția, cât și feminitatea. Și în același timp a devenit o declarație de stil îndrăzneață pentru orice pasionat de modă. Știți că ne-a făcut o mare plăcere să ne scrieți, să ne comentați, să ne dați like-uri și, cel mai important, să fiți abonați la pagina noastră unica.md. Iar eu vă mai dau din partea casei un mic secret. Să știți că gențile, în general, în zilele noastre, nu prezintă doar o necesitate, dar și un stil, lux și opulență. Aci! Dar eu mai eu! Prima propoziție și a doua. Nu, încă o dată. Este destul de... ok.